Pentru mine, respectul este un semn de apreciere pe care toți trebuie să-l avem. Pentru mine, respectul înseamnă acceptarea în comunitate a celorlalți elevi sau părinți și să îi ajutăm pe cei care au nevoie. Onoarea față de alte persoane. Respectul de sine care vine din interior. Pentru mine, respectul înseamnă egalitate pentru toți. Pentru mine, respectul înseamnă acceptare. Respectul este cea mai importantă însușire pentru a avea relații cu cei din jur. Respectul este calitatea pe care nu toți o avem. Respectul adevărat este modul în care te tratezi pe tine. Așa trebuie să tratezi și oamenii din jur. Există multe forme de respect, dar că cel mai important ar fi să învățăm să respectăm pe oamenii din jur ca să fim respectați. Respectul pentru mine înseamnă abilitatea de a câștiga încrederea și de nu a trăda o persoană. Pentru mine, respectul înseamnă să tratăm oamenii frumos, cu grijă, cum am vrea să fim tratați noi. Înseamnă să ținem cont de emoțiile oamenilor și să fim în general mai buni. Eu cred că respectul ne ajută să fim oameni buni și cinstiți. Respectul pentru mine ține de educație. Respectul reprezintă atitudinea sau sentimentul de apreciere față de un om. Respectul este atunci când acceptăm și nu criticăm opinia altora, indiferent că noi credem că sunt greșite sau nu. Respectul este gestul de respect a persoanelor din jurul tău. Pentru mine, respectul constă în politețe și sinceritate. Respectul înseamnă să iei în considerare timpul altora. Respectul este unul din cele mai importante lucruri pentru societate.